proaste pentru șoferi, cel puțin din informațiile pe care le avem în momentul de față de la colegii noștri, care au obținut o serie de informații în exclusivitate. Mă refer aici la polițele auto, care s-ar putea scumpi în următoarele luni cu până la 20%, avertizează, cum spuneam, surse din piață. În acest moment, cheltuielile firmelor de asigurare sunt plafonate, după cum bine știm, în prețul RCA, iar Comisia Europeană spune că acest lucru încalcă libertatea societăților de a stabili singure prețurile. Ministerul de Finanțe a elaborat deja un proiect de act normativ care prevede mai multe modificări. Urmăriți un scurt material realizat pentru Observator de colegul meu, Alex Vlădescu. În prezent, pentru o poliță RCA în valoare de 150 de lei, 37 de lei reprezintă cheltuielile administrative, adică 25% din costul asigurării. În acest caz, este suma maximă pe care o pot percepe societățile de asigurare. Dacă plafonul de 25% va fi eliminat, așa cum prevede un proiect al Ministerului de Finanțe, atunci prețurile RCA vor crește, spun surse din Autoritatea de Supraveghere Financiară. Există această posibilitate, da? Ne mai fiind limitat, poți să Ministerul de Finanțe vrea să elimine și tarifele de referință pentru polițele auto obligatorii introduse acum 2 ani. Acestea erau stabilite de ASF, iar firmele de asigurare aveau obligația de a se raporta la acestea. ASF-ul avea un tarif de referință care era public pe site. Tu îți făceai o calculație RCA și ca să fii sigur dacă e un preț bun, dacă e un preț de piață, intrai pe site-ul ASF-ului ca să vezi cum te situezi față de acel preț. Și șoferii cu risc ridicat de accidente sunt vizați de modificările legislative. Ca ei să nu plătească polițe foarte scumpe, ASF a introdus în trecut obligația ca asigurătorii să le poată calcula prețuri mai mari cu maximum 30% față de cei care nu au produs accidente. Acest plafon va fi eliminat, iar societățile de asigurare vor putea calcula prețurile cum doresc. Iar firmele nu vor mai fi obligate ca pe perioada reparațiilor să asigure automat o mașină clienților. Mașina la schimb, care trebuie făcută prin solicitarea păgubitului. Până acum ne trezeam cu foarte multe facturi fără ca păgubitul chiar să fie beneficiat de acest serviciu. Toate modificările apar într-un proiect de lege al Ministerului de Finanțe aflat în dezbatere publică. Acestea ar trebui puse în aplicare cât mai repede. De anul trecut, autoritățile europene au deschis procedura de infringement împotriva României pentru nereguli în legislația RCA. Motivul: încălcarea libertății companiilor de asigurare de a-și stabili singure prețurile. Vedem aceste modificări, știm o punctul de vedere al dumneavoastră. Cum vi se pare aceste modificări venite? După cum bine ați menționat, e un proiect momentan. Deci nu e o decizie luată, e un document aflat în consultare publică. Sunt două abordări posibile. Și asta a fost dialogul și uneori poziții un pic diferite pe care le-am avut noi față de ASF. Clar că trebuie să facem niște modificări pentru că sunt cerute de legislația europeană. Și modificările privesc ceea ce s-a spus, eliminarea, deci tariful de referință rămâne ca tarif de referință, nu poate fi un tarif obligatoriu, ca așa îi spune și numele, e o referință, da? Nu e o obligație. Și în al doilea rând, dispare plafonarea cheltuielilor administrative la un anumit procent. Astea sunt lucruri pe care le cer legislația europeană. Față de astea, noi am spus, domnule, dacă tot modificăm legislația RCA, haideți să rezolvăm și alte probleme. Cred eu mai importante decât astea, că astea sunt, dacă vreți, mai degrabă purismul legislației europene. Da? Nu sunt neapărat lucruri care vor avea un impact foarte, foarte mare asupra pieței. Ceea ce s-ar putea să aibă un impact asupra capitale, că cei de la Ford, deja de la Federația Operatorilor din partea de transporturi, amenință la mijlocul lunii octombrie că vor bloca iar capitala. Prin urmare, un impact are, dar din păcate foarte vizibil. Ce cred că are un impact mai mare în piață, asupra tarifelor în momentul de față, e situația în care nu sunt plafonate despăgubirile cerute de, sau serviciile plătite către servisuri. Adică dacă există o anumită presiune ca prețul RCA-ului să nu crească, nu există nicio presiune să nu crească prețul la reparații. Și aici cred că e un viciu al legislației actuale. Noi adevărat că suspectăm și anumite înțelegeri ilegale între servisuri. Pe astea le investigăm.
Da. Dacă suspiciile noastre se confirmă, vor fi, da, o investigație mare care s-a tot extins, da, care acum cuprinde și firmele de asigurări, deci din am pornit de la ceva ați și avut a devenit... pe parte de asigurări și au fost o serie de amenzi consistente. Au fost, dar din nou avem o investigație în lucru pe zona asta. Da. Pe zona de RCA sau și pe alte... Care privește relația între... A pornit la servisuri și acum am introdus și firmele de asigurări în această Deci, practic, acele înțelegeri la care dădeați dumneavoastră semnalul în primăvară cu tarifele care sunt percepute în funcție de polițele obligatorii și dacă ne ducem direct, plătim mult mai puțin decât... Da, pe zona asta, da. Dar, indiferent dacă se vor confirma sau nu suspiciunile noastre și vom da amenzi dacă s-a încălcat legea, oricum mecanismul ăsta nu-i foarte deștept în care eu, firmă de asigurare, trebuie să plătesc oricât mi se cere. Deci, practic, putem să spunem că o nouă anchetă pe RCA în momentul de față pe care Consiliul Există, Concurenței da. Există o anchetă, pregătește, da. Pentru că nu se știa. Se știa Aha. doar semnalul dat de dumneavoastră, tocmai atenție și în același timp un semnal pe care l-ați dat tocmai celor de la ASF să vină cu asemenea modificări pe care nu le regăsim, după cum putem... Păi asta vă spuneam, că putem să spunem modificăm acum numai ce vrea Uniunea Europeană, să modificăm ce ne impune ea și restul vedem noi mai încolo, sau, după părerea mea, dacă tot umblăm la cadrul legal, e o oportunitate să rezolvăm și alte probleme, cum a spus poliția pe o lună și cred că cel mai important... Cel mai important ar fi să găsim o formulă să plafonăm prețul tarifelor la servisuri. Vi s-a mai cerut vreun punct de vedere al instituției de către cei de la finanțe sau ASF? În consultare publică, deci oricum o să dăm un punct O să de vă vedere, dați punctul da. De vedere? Și bănuiesc, am fost data trecută, am fost avizatori la ordonanța care a modificat RCA-ul, vom fi și acum avizatori, adică o să și semn, o să fie numai un sfat, o să fie totuși o semnătură pe care trebuie să o dăm. Vă întreb pentru că știu poziția unuia dintre vicepreședinții ASF și spuneam că nu se pune problema schimbării acestei filozofii. Cert este că în momentul de față, dacă tot vorbim de filozofie, aș vrea să ducem puțin discuția și pe zona de filozofia prețului la carburanți, pentru că e un punct care la fel ne interesează pe toți. Am văzut acel monitor al carburanților care a fost lansat de instituția dumneavoastră de la 1 iulie 2019 și avem și date la zi puse la dispoziție chiar de echipa dumneavoastră pe această zonă. Sunt foarte interesante cifrele în momentul de față și mai ales că urmează din această toamnă, și așteptăm detalii de la dumneavoastră în acest sens, să extindeți la nivel național acel proiect pilot pe care l-ați avut pe zonă de alimente. Exact. La carburanți întâi, proiectul pare să meargă bine, a avut peste 1.300.000 de accesări de când a fost lansat.